Oho! La 9 acolo. Ia uite. Dar de ce este au crăpat? De ce? La ploaie? Da, sunt frumos. Ah! Primii! De grabă pornim următoarea. Și e negru de par celălalt. Mai țineți minte băiatul ăsta de anul trecut? Studentul de la UTM care a abandonat cariera științifică și s-a apucat de agricultură. Cum îți merge anul ăsta? Slava Domnului! Cum îți fii fermier tânăr la noi? Au, și-s frumos! Văd că au apărut primii în vânzare deja. E complicat, dar cu ajutorul Domnului mergem înainte. V-au plouat? Da, cu vreo două zile înapoi. Au plouat bine. Da, domnul, plouat. Și ăștia-s primii care au venit. Primii de anul ăsta. Eu m-am oprit pe marginea drumului și am văzut că-s gata, scopți! De când ai început să-i strângi? Azi avem o săptămână. O săptămână, din. Da. Și cum faci față? Concurenței? Ei? Ai clienți? Când mai gine, când mai... Când ai pus? Aștia sunt din primii. După Paște. După Paște, da? E câte sunt negri, frumoși, primii... Noi le spunem harbuj. Primii harbuj. Cât lucrați? Tu cu fratele, cu șining? 7 de tot. 7, familia? Toată familia, da. Cum îl hotărăști că e copt? Ia arată-mi. Ia uite, ăștia doi frumoși, și frumusață, parcă-s din altă lume. Asta e copilăria noastră. Aur. Tu cum îi hotărăști? Cum îi stabilești că el e copt? Eu după sunet. După sunet. Și ăsta și ziceam... E copt. Că să aibă un sunet deschis. Adică străsuni, după el așa. Și planificare pe anul ăsta ai? Ești pe plus. Și se arată? La început de sezon. Mai pozitiv, optimist? Mai pozitiv, da. Ai toate hârtiile să vinzi pe marginea drumului. Nu vine iară să te hărțuiască. Încă nu vine. O să te lesă în pașă? Nu. Nu scai, până în toamnă nu scai. Nu scai, așa? Dacă nu azi, mâine vin. Îți place ocupația? Și soiuri ai? Din primarea sadă avem Sorento, Caristan, Hărbuz, dar negru rețetar, Zamos, Mazin. Cât e acum kilogram la început de sezon? Am început cu 15 și acum e 13 lei. 13 lei. Hărbuzul 25, Zamosul. Bravo. Dacă așa e. Ai, vă câteva hectare aici pe margini de pădure, parcă e în poveste aici la tine. De ăștia care vin la fura harbuș, nu-s? A fost. La Zamos a fost. Ne ducem în partea zdea și Zamos și... Cosmine, vine cu aia să luăm doi harbuș. Vine să cumpărăm, dar din rec de pe deală îi luăm. Ia să ne dai, ia ca pe ăștia care-s copți, care i-ai găsit deodată copți. Hai că vine și Cosmine să-i iei în brață. O, ia uite-l ce frumos. Pata asta galbenă, parcă e din poveste. Iată așa. Hai, domnule. Dragi prieteni, de la vorbă la faptă, oamenii care muncesc pe deal trebuie susținuți, nu doar prin cuvinte, dar prin fapte. Cumpărați de la băieții care produc, cei care muncesc la noi acasă, pentru că asta e circuitul banilor în economia noastră. E greu de înțeles pentru domnul ministru Alaiba care vinde patlajele în Elveția, dar noi avem o putere colosală, societatea, dacă ne concentrăm. Iau, Cosmin, doi harbuși. Cum? Frumos. Așa e? Așa e, am uși videm noi, ne ducem la băiat. Noi le recomandăm la toți cei care trec pe traseul care duce spre Șoldănești, este traseul care duce la Șoldănești, să treacă la Haiduș. Ei tot timpul sunt cineva la cort. Am uși, ne oprim și la cort să vă arăt cum arată cortul. Hai, băietul lui tata cu harbuzul sub soară. Anul ăsta încă n-am văzut. Nici să zici cum arată zămur. Primii. Și mi-e bun decât să mergi să iei un harbuz de pe câmp, de acolo, de unde au crescut. A? Da. Aur. Iată așa e. Bucuriile mici fac viața noastră. Cât n-ar fi de straniu. Eu tot timpul am încurajat băieții care muncesc la câmp. Am trecut din viteză când am văzut cortul, m-am întors înapoi.
Băieții muncesc de la prima oră. La cât trezești? 6. La 6 deja ești pe câmp. Hai să vedem și cum arată zămoșii. Beton. Ia arată. Arată-l cum e. Nu-l scoți deodată. Ăsta nici nu se discută. Ăsta lui Cosmin. Cântărim, rachităm. Așa e. 2,5 kg. Așa e aur. Vezi cum arată. Băi frate, dar tu aici ai zămoși. Tu trebuie să-i culegi acum. Că ia uite, la tine e plin, e tot galben, tot. Dar tu acum trebuie să-i strângi, că asta n-ai, asta nu te așteaptă. El e unul lângă altul. Și sunt toți copți, ia uite. Da-ți frumos, ei băieți. Aoleu. Da, tu aici n-ai când. Da, da, cot. Tu aici n-ai capacitate să-i vinzi pe toți, ăștia trebuie numai la capitală. Tu aici ai mult. Dușeam, dușeam și la capitală, la 8. Și acolo se vinde? Am dus, dar unde am dat un bus. Ați dat un bus. Asta da. Și aici îi dați frumos. Tu n-ai avut anul trecut, noi iar n-ai avut așa piepin galben, cum zicem noi, zămoși. Dar anul ăsta unul lângă altul. Calitativ. Și calitativ, sunt perfect, ideal. Ia, cum? Da, frumos miros. Da, e... Ei, și vorbița asta e cam poveste. Ia zi, Cosmin. Tu anul trecut aici n-ai avut în marginea asta. Cum îți numesc zămoșii? Este Mazin. Mazin? Da. Așa se numește soiul. Și sunt toți rotunzi, dar am văzut, hai să-ți lunguiesc, dar erau mai rotunzi, am văzut la tine. Încolo. Mai încolo, dar văd și partea asta ai copți, ia uite. Ăsta e gata, ia câte le. Este alt soi. Alt soi, dar e gata, nu? Ăsta și tot e dulce. Tot e dulce. Mazinul e cel mai rezistent. Cel mai rezistent. Și la boli și la ploaie. Ia zic, ca să vinzi pe piața noastră, chiar la Chișinău, și acte trebuiesc. Certificat de calitate. Și am un trebuie să ai și gospodărie țărănească. Gospodărie țărănească. Dar nu-ți dă voie în piață. Nu-ți dă voie în piață. Dacă n-ai gospodărie țărănească, n-ai. Te duci cu factură în piață, tăt. Băi frate, dar tu trebuie să strângi la tine tăți copți și tăt îi copți. Uite, unul lângă altul și tăți copți. Tot e unul lângă altul. Da, în toată ziua. În toată ziua. Tot acum seara trebuie să-i strângi deja pentru mâine. În dimineață, când dormesc. Și dacă oamenii vor să strângă, să cumpere, să vină să se găsească, leșul în telefon. Da. Te găsească în Chișinău. Că altfel nu-i posibil. Ia uite, și aștia de-am salții, sunt rotunzi. Da, ăsta sunt pe sfârșit. Tu ești strâns, se vede că ai strâns. Da, ăștia sunt primii. Ia uite, ia uite. Dar galbenul ăsta te doboară. Mă, dați frumos, ai băieței. Și poate fi mai frumos de producția noastră autohtonă. Ia câte-le. Da, are un miros de jos. V-am convins că trebuie să susținem băieții care muncesc. Și sunt pe traseu spre Șoldănești. Dar eu o să vin și la capitală. Vin la capitală pentru că nu au atâția clienți aici la Șoldănești cât n-ai vrea. Tot Șoldăneștiul trebuie să vină să cumpere câte un zămos, câte un harbos, cum îi spunem noi. Pepini verde, pepini galben. Hai să-i susținem prin procurare, da, Cosmin? Da. Hai că așa e. El spune că băieții spun că în toată ziua cineva trebuie să mai furi câte un zămos la noi. Da, ei deja se strică. Băieții au foarte mulți. Păcat. Și-s galbini unul lângă altul, unul lângă altul. Vă lăsăm un număr de telefon și cei care vor să-l susțină pe băiat, el vine la Chișinău, îi aduce proaspeți direct de pe câmp. Ai ceva bun și acolo? Da, de frumos, ei băieți, îți cam poveste. Eu de mult n-am văzut așa ceva. Mai ales la început de sezon. Ia uite, aici e unul lângă altul. Ectezi, unul lângă altul. Tu aici ai o mamă de mașină întreagă. 5-6 la curpeni copți. Și aici ai. Tot asta e. Da, asta e încă mai are. Scoac. Și aici e frumos. În parte așa, dar și tot este negru? Da. Înseamnă că ăștia gata de cules. Foarte frumos, băieții muncesc, că știu de câțiva ani de zile, tot pe marginea traseului. Câțiva ani la rând tot am îndemnat. Veniți să susțineți băieții prin procurare, nu prin cuvinte. Pădurea. Dar și cărbușii stau parcă sturnați în iarba asta. Eu.
Da, eu și de poznați și e lutos pământul. Ia uite. Gata, se cop după hârșel să vine. Da, da. Mâine poi mâine ce străini. Tot la capitală, că aici n-ai să faci cot zahărbuș. Dacă ei stau unul lângă altul, cred. Primii pepini verzi, harbuș de la noi, de pe dealul nostru. Foarte frumos, bravo, felicitări! Generația tânără care muncește la noi acasă. Da, aici tu ai un câmp cam povesti și ăsta. Unul lângă altul. Și-s frumușei, au 5, 6. Aici mai mușcați încă în vale. Frații, iată așa, băieți tineri care au hotărât să rămână acasă, cu studii, băieți care nu se plâng și nu cer nimic de la statul ăsta. Da, e gata toți, după cârșel se vede că e gata. Ia uite-am, ce frumos. Și ăsta e gata, e copt. Da, da. Foarte frumos. Bravo! Tot pământul, dar pământul e a vostru sau l-ați luat în arendă? Bravo, câteva hectare aici, voi și așa muncă. Și voi și numai familia voastră lucrați. Da, da. Nu aveți oameni la muncă. Ia uite-le, ăsta e... Păbătuși soarele deja. Gata, aici e clar ca bună ziua. Ia uite, ai câțiva târcați. S-au pierdut printre ei. Ori, a, ăsta gata, vine și el. Apoi ăștia cei care la drum au venit. Ăsta e sigur e gata. Așa e. Da, să luăm. Și mesajul ai pentru societatea noastră. Voi sunteți băieți optimiști. Și mesaj pot să am. Cine lucrează așa la aia? Aici la noi în Moldova nu trebuie să te aștepți. Status ți dă-i, bunul ți dă-i. Te apuci, muncești, cum poți, cum te duci capul, așa îi dai. Bravo. Câteodată prinești meghini, câteodată nu, da. Bravo. Așa. Am să publicăm numărul și care, băi, dar stau turnați, real stau turnați, nici parcă îi împovestim. A, Cosmin, cum e? Frumos. Chiar e cam poveste. Și unul lângă altul. Șoroi, e, afară dânsii. Yo. Nu îți vine să iei ochii de la dânsii. E că așa e copilăria noastră, erau cu ăștia vers primii să începe și apoi vineau și el alții. E, așa că anul trecut cu siguranță era iarbă, buruian ca aici. Dar anul ăsta e plin cu harbuș. Cineva o depuse efort. Da, Cosmin? Da. Noi vă salutăm de aici, de pe muchea dealului de la Șoldănești. Trăiască neamul nostru moldovenesc, muncitori, și bun la suflet. O să rezistăm și de anul ăsta și la anul o să rezistăm, în ciuda la vrăjmași și la dușmani, care nu ne vor bine. Susțineți producătorul autohton fără multe demagogii, cumpărați de la ei. Trecem noi să mai vedem mai târziu ce se întâmplă.